Doi jurnaliști ai agenției Reuters au fost condamnați la șapte ani de închisoare pentru încălcarea unei legi cu privire la secrete de stat în timpul investigării violențelor împotriva etnicilor musulmani în Rohingyas din Myanmar. Cei doi ziariști au fost acuzați că ar fi investigat fără acordul autorităților executarea a 10 militanți musulmani dintr-un sat localizat în nordul țării. Apărătorii libertății presei, ONU, Uniunea Europeană și alte țări, inclusiv Statele Unite, Canada și Australia, au cerut achitarea jurnaliștilor Reuters. Decizia vine la un un an după criza din statul Rahine, când un grup militant musulman a atacat mai multe posturi de poliție, Myanmar, cunoscut pe arena internațională și ca Birmania, a negat cu vehemență participarea forțelor sale armate la atrocitățile împotriva minorității Rohingya, minoritate musulmană apatridă.